Du-te, bă, de aici, stai acvariu în casă, bă, ce vorbești, bă? Salve, șacalilor, ce faceți? Frumoșii mei, știți cum, Valinte, se pare că doar voi sunteți frumoșii mei, că eu nu sunt. Eu zici că-s mugli, zici că am castron în cap, aici am ies vulcani, nebărbirit, neasa, cu fața, deci efectiv, de la aspectul fizic sunt praf, bă, praf, bă. În schimb, măcar merge bine pe YouTube, toate clipuri, 1 din 10, bă, lumea activează clopoțelul, dă la like, bă, mulțumesc, mulțumesc, bă. Azi ne uităm la oameni care au case super șmechere, da, adică de asta, după cum vedeți, n-avem nici șemineu azi, pentru că astăzi suntem făcuți săraci în vreo 174 de limbi și încă 25 de dialecte, cam așa. Primul în prima, vedem ce înseamnă casă, așa, da? Wow! Da, super, am înțeles, e ok. Deci că e la mă la Bacăva, acolo, la sala de jocuri. M-am jurat. Uite, mă, ce e acolo, ca zinog. De what the fuck? Ai de capul meu, e! Ai de capul meu! Eu mai las-o alea, că să meargă, n-am nevoie de sunoi. Ia uite ce asta are tablouri aici, uite mocheta aia frumoasă. Aici zici că e la kids, cum era odată, știi cum în Bacău, frate. Arena Mall Bacău, sală de jocuri, bă, m-am jurat. Uite-lea că ce are aici, bă. Ori, bă, că eu acasă am patul cât are aia un aparat de joc, bă. Bă, cum mă stai atâția, bă, dar nu înțeleg de ce avea atâtea, bă, odată în chirie, bă, are subsolul în chirie, ceva în genul, că nu-mi imaginez, bă. Îți dai seama cum îți iei aparate de astea de jocuri de noroc, știi, și l-am dat, tu bagi bani, știi, și l-am dat, tot tu-i pierzi, știi, dar la un moment dat când câștigi, îți câștigi toți banii tăi, că tu i-ai băgat, mama, am câștigat 20 de milioane! Hei, tot a mei! Hai, Mugli, cu un cocas, ia uite-l pe Mugli aici, Mugli, în comentarii să zici că starza să ori la ce față am, doamne! Ia! Ia! A, dar-i tot cu everybody has that thing cooling in house, ce are asta? Ai un pic de parchet pe aici, și aici să mură, cred că e Narnia, nu? Nu cred. Ce? De la alt etaj? Când mi-am dorit o chestie de asta, mai las-o leacă să meargă. What the fuck? Zici că-s pompierul Sam. What the fuck? Tu-ți dai seama cât timp economisești? Ia uite-l pe ăsta, cum zici, Spider-Man? Spider-Man? Tu-ți dai seama că are casă cu 3 etaje, adică dacă omul ăla coboară, cine e de la ce etaj, bă? Vine undeva de la 7, știi, și tot coboară, bă, știi, l-am dat să uită la ceas, bă, cât mai de coboră, bă? Ia uite că s-a bea la 3 ani, eu, cât mai am, hai bă, că întârzi la muncă, bă. Ia să vă pe asta, bă, ce are asta, grăunțe, ce are, ce vor, poftim? 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 Asta are... What the fuck? Efectiv are fântână. Nu pot să cred că are fântână. Bine, geamul ăla e cam rupt, așa treacă de la mine, dar totuși are fântână. E, știi, ca atunci, un sărac cu bani, așa, știi? Știi cum e când te duci cu prietenii la un film, știi? Și îți plătești filmul la un dat, vii cu audio, lași acolo în parcare, filmul 30 de lei, că-i 3D, știi cum ar veni? Băieții și-au nachosul, da, nu vreau, nu vreau, că nu-mi place nachosul. Dar ia popcorn, nu popcorn, nu, că-i 7 lei, punga mică, nu mai trebuie. Nu știu de voi, dar așa am fost eu, adică eu nu-mi luam niciodată mâncare. Una când n-aveam bani, pe prieteni, nu-mi plăcea, dar nici n-aveam bani. Bă, liceam, bă, beam dinainte, bă, că mă duceam la film, Smirna, așa stăteam, bă, așa stăteam. Mă duc eu la filme, le povestesc la toți prietenii, toată acțiunea, bă, că s-a atent acolo, îți dai seama, dacă n-am ce să ronță, n-am ce să beau, nu nimic, știi? Uite, așa stau la cinema, uite, toate detaliile, știu, distribuția, chestul, tot, box office, buget, tot știu, știi, mai pierd o secundă, știi, când mai mănâncă nachos, când mai bag în brânză, dar de unde? Lăsați în comentarii, bă, dacă voi rezistați fără mâncare la filmă, dacă eu dau inima la tot, să văd așa cam cât sunt ca mine și cam cât sunt de aia bogați care și-au popcorn. Dă-i verișorule, o glindă cu de-astea minimalist, așa, ok, dar nu mă atrage. Ok, în șemineu am eu mai frumos, deci asta nu-i nici așa. Un pic țărăcăcioasă casa asta. Adică chiar nu mă uimește nimic. Am înțeles. E ok, wasn't expected that, you know, I wasn't, știi, adică cum ar veni. E țărăcăcioasă casa, dar ce că e făcută pe lacă, ți intră pești în casă, bă, na, e, hai să zicem la priveliște un 8.50 și da, nu, chiar, bă, ce, hai că e mișto, bă, e, nu, e chiar e tare rău. Acum că m-am mai mutat și eu la București, mai văd ceva pe geam, și dar eu acolo la mine în Bacău, stăteam la parte, știți ce vedeam în față, nu, când ghena de gunoi, atât aveam, două ghena de gunoi și două de alea, unul pentru sticle, unul pentru carton, adică, e ok, bă, e ok, ce să văd lac cu nori? Cu natură, no! Și mă, îmi place cu noi, bă. Uite, ăsta n-are o să ducă cu noi. Eu dacă întindeam mâna, aruncam pe geam, bă, ce vorbești? Și următorul, că doar ok, o bucătărie minimalistă. Wait for it. I'll wait, no problem. No problem, I'll wait. Ok. Am înțeles, are mamă, ăștia vii, trăiți, are neamul tău, de la unde ți-o leagă, mai ai ce mâncat de seară? Băi, frumos, nu pot să zic, e o casă sărăcăcioasă, bă, ce uitare acolo, home cinema, masă de table, astea, are câțiva de ăștia, păi îi chinuie pe ăștia, vere, unde să nuate ăștia, bă, ăștia vor la nadânc, bă, acolo, îți ia aici, bă. Crede-mă că ăsta e genul de casă, bă, că dacă nu n-a pus să plătești chiria, mănânci somon de la de acolo, bă, pește de la, crede-mă, bă. Ia, coolest thing in the house. Toți, bă, mâncăm la un apateu cu de-astea, ce vorbești, bă. Da.
Da, foarte, e o casă foarte urâtă, asta chiar nu-mi place. Adică aici trebuie să aibă ceva să... Vereți? Ce e asta, vereți? Stai așa, oleacă, asta e casă? Stai, bă, oleacă, ți-a făcut casă într-un bord de avion? Să mi se pare, adică, fără Catrinca acum, asta e casă într-un bord de avion? Nu pot să cred. Nu pot să cred, bă, nu pot să cred că și-a făcut casă într-un bord de avion, bă. Not what people expect when they walk into. Ia verișorul, da, e alb-negru. Trebuie să mă rup asta, deci dacă n-are ceva șmecher în casa asta... Ce? What the fuck de tare e asta, bă? Nu pot să cred, bă. What the fuck? Deci, v-a văzut chestia asta? Acum, fără Catrin, și-a făcut casa într-o hală, bă. What the fuck de tare. Și-a pus de asta verde aici. Asta chiar îmi place, fără Catrin. Deci, nu știu de voi, dar asta îmi place. Nu știu să... Nu-i n-are natură în față, dar îmi place verde. Îmi place, ce vrei să zic? Eu fac un noi în față. Mai lăsați-mă să-mi placă și de astea. Continuăm. Bă, stai, mă, dă-te, mă, de aici. Să face flotări în casă. Mă, dă-te să văd ceva frumos, bă. Că mă văd și eu pe mine făcând flotări, bă. Arătați-mi ceva frumos, bă. Uite, parchet de ăsta din 92. Am înțeles. E ok, parchet de 92, care sala cât am eu blocul la Bacău, știi ce? Vedeți că la sfârșit trebuie să lăsați un comentariu pe lângă asta pe care vi l-am zis până acum, că vă dau inima la toate. Ce, care casă v-ar plăcea cel mai mult, bă, dintre toate astea? Ce lucru v-ar plăcea să aveți în casa voastră dintre toate astea, bă? Tații cu play? Vă rog eu frumos, ia uite aici ce frumos are un de ăsta așa. Cu touch screen, uite, bă, dar nici la baie nu pot să mă mai duc, uite, să-mi pună de asta. Ce, bă, ce e asta, bă? Zici că e mașină de capotat? Lamborghini? Am înțeles, Corvette? Da, e un pic sinistru, nu știu dacă mi-ar plăcea să am așa, adică, eu uite, să am totul touch screen și, păi toaleta asta, păi, da, uite-te la că, bă, până se deschide asta, bă, bă, până se deschide toaleta asta, am rupt colonul în mine, bă, deci, mă, mi se face inundație aici, bă, nu mă mai. Până se deschide toaleta, fac în chiuvetă, bă, să mor, dacă nu mă urc în cadă și fac, bă, dar găsesc eu o soluție. Repede, vere, că mă scap și eu bine, stai așa să deschid toaleta, vere, stai să pun codul, bă, acum, că nu mai, ia să pun codul 5, 4, 3, vere, nu mai pot, 2, 7, 8, vere, nu mai pot să mă, 8, 2, 2, gata, se deschide acum. Următoarea, dă-i aici, dă-i cu play să vedem ce se întâmplă. Are un de ăsta de făcut carne, am și eu, un grill de la mic, de-l pui pe, așa, de la Lidl, 20 de lei, numai așa, pe bune. Da, o mică grădină, doi copaci, am o mare piscină cu mare topogan, cu... La videoclipul ăsta, dar tu de prea multe ori doare, mă. Mă doare, bă, m-a făcut sărac în engleză, bă, dar simt că m-a făcut în 50 de dialecte, bă, m-a făcut în urdu, bă, în limba aia urdu, m-a făcut, bă, sărac. Da, un mic moment de reculegere, să ne uităm așa în momentul în care suntem, na, ce, bă, ce o copaci, nu pot să zic, adică mă bucur, bă, e ideea să nu te uiți la alții, bă, e ideea să te uiți la tine, bă, la evoluția ta, bă, fără te compari cu nimeni. Eu pot să zic doamna asta care, dar nu mă interesează reușita ei, mă interesează reușita mea, păi eu, vedeam, v-am zis, ghena de gunoi, un are gunoi de plastic, un are gunoi de sticle, de asta. Ia uite acum. Ce văd, copaci, adică am evoluat. Tot doare când o zic, da, am evoluat. Suferința continuă, nicio problemă. Îmi place bucătărie, e genul meu, ăsta chiar așa e, mai cu închis, că nu-mi plac parchet, nu-mi place parchetul, ia uite, automat, automated, adică eu, mamă, încărcătoration. Mamă, ce vorbe, vere, ce, mamă, panoramă la casă, nu, are panoramă la casă, bă, bă, eu n-am la mașină panoramă, bă, are la casă, bă. Ce mi-ar plăcea să vă combate soarele, oare unde e soarele? A, nu e în față, a, cred că o fi sus, ia să deschid eu trapa la casă. Și românii noștri prezenți peste tot, Dorian Popa e mic copil, trebuie să fiu un român peste tot, bă. Suferința continuă, nu mă opresc aici, îi dăm play, mănânci cât vrei. Mamă, are prosoape ca săraci pe jos, bă, pe aici, bă. Și ăsta, bă, verișoare, bă, dar și eu îmi pun prosoape pe... Ia uite-l pe ăsta, bă, abia... Mă ține în două de astea, bă, că cade ăsta, mă. A, e ok. E ok. Am înțeles. Acum înțeleg de ce are prosoape pe jos, bă. Costă priveliștea, bă. Dai 1500 de euro pe chirie pe lună, îți dai seama că mai pui un prosop pe jos, te mai speli cu același șampon, te mai speli la chiuvetă, nu mai dai drumul la duș, dar măcar știi când o dată pe lună când intri în duș, ăla vezi și tu o priveliște frumoasă, bă. Vezi și tu New York, bă, mai vezi o statuie a Libertății, dar mănânci pateu cu pâine, bă, sau ce cunceau ăia în America, bă, dacă nu știu dacă au pateu. Mănânci fish cu pâine, bă, conservă fish, conserve fish with the bread, știi, și aia mănânci. Bere de semn de asta am și eu acasă, nu prea pare bogată, ăsta are cea mai săracă. Ce, bă? Poftim, bă? Bă, voi vedeți că stare ușa secretă în... What the fuck, man, what the actually fuck, mate? This is not even possible. Eu credeam că asta e ușa de frigider, bă, scotea salam Sibiu de acolo și uite acum asta merge prin tunel, bă. Uite ce tunel s-a făcut, bă. Doamne.
Dar nu înțeleg ce camera asta de aici, bă. Să vă mint că am văzut un pic. Deja am văzut că s-a... Du-te, bă, de aici. Asta are acvariu în casă, bă. Ce vorbești, bă? Giant racu, pacu. Ia uite acolo. Alligator... Ce vorbești, bă? Butolea că ăsta are acvariu în casă, bă, s-a terminat, bă. Știi cum e? Deci, clipurile astea s-au dus întors, bă. Unele te motivează să ajungi acolo și altele te întristează. Și practic nu mai ai chef să faci nimic cu viața ta, că îți dai seama că ești un sărac și o să mănânci fish with bread all life. Să văd cu ce mă mai numește ceva. Robinetele astea poți să le scoți din cadru. Dă-le. Ce? Pune automat cumva. What? Pofti. What the fuck, man? Nu, stai că vreau să-l dau de la început, bă. Ce, bă? Are tabletă pentru asta, îi pune direct cafea acolo ce vrea ea. Du-te de aici, asta chiar... Uite, i-a făcut latte macchiato, e prietenașe. Bă, asta e cea mai șmecheră chestie, bă. Ok, încă o chestie pe care mi-o notez, pe care aș vrea să mi-o fac vreodată la casa mea, pe care nu o să o reușesc. Hai să notăm. Nic nu orice casă pe care o vezi va fi a ta, denotat, denotat. Acum că v-am torturat și m-am torturat destul, cam ăsta a fost videoclipul, să-mi spuneți totuși care casă v-a plăcut cel mai mult. Mie cred că mi-a plăcut cel mai mult, cea mai mare idee, mi-a plăcut asta, bă, cu cafeaua așa, și mi-a mai plăcut aia, bă, când se dădea la pe leagăn, așa, bă, aia mi-a plăcut. Îmi pare rău că trebuie să mă vedeți așa, promit că o să mă așa, dar nu mai merge, bă, nu mai, pe în sus nu mai merge, jos nu merge, sache, nu mai, asta îmi pare rău. Vreau să vă reamintesc că pe Timbal Fan Club s-a postat un super clip cu mine, cu Pican și cu Sebastian Coțofan, am făcut un challenge mega bombă, vă las câteva secunde pe ecran și după aveți link-ul în descriere, bă, să vă uitați. Petrecerea e blană dacă vine Coțofan. This is the beat and you never meet. I told you, you can't touch this. Oh! My five now sit down so my hand blow. This girl is stand by waving to just say hi. În final vă aștept și pe Instagram la Zniculeț. Nu uitați de un live la videoclip, să activați clopoțelul. Ne revedem în fiecare miercuri și sâmbătă. Bă, încerc cât pot și eu, dacă nu în fiecare, asta e. Aveți de voi, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat, bă. Bă, bă!